electric. În continuare electric. Iar pentru a porni motorul termic, trebuie să apăs un pic mai hotărât pedala de accelerație. Astăzi vă ofer o perspectivă total nouă și interesantă, tocmai pentru că fixarea camerelor aici, în zona parbrizului, în modul în care procedez eu, e un pic mai dificilă, dar nu trebuie să ne speriem. Avem până la urmă soluția pentru a da o imagine clară despre ceea ce înseamnă Toyota Corolla. Hai să povestim în mare despre faptul că istoria Toyota pornește din 1939, când fondatorul Toyoda, pe numele său, deci cu D în loc de T la final, a zis angajaților săi: de acum înainte vreau să vă concentrați să găsiți împreună soluțiile pentru a face mașini de calitate superioară. Și cred că până la urmă au reușit, pentru că Toyota înseamnă ce altceva decât fiabilitate. Bine v-am regăsit! Conducem astăzi Toyota Corolla în variantă sedan, hibrid. Interesant că cei de la Toyota nu sunt adepții mașinilor electrice. Ei sunt pionieri între ale hibridului, adică au făcut întotdeauna o compunere reușită între un motor termic pe benzină și un motor electric. Spun pe benzină pentru că acum e de actualitate acest lucru. Motoarele diesel, acele D4D, mai sunt valabile doar pentru echiparea SUV-urilor. Mă refer aici la Hilux sau la Land Cruiser. Pentru toate celelalte turisme, pentru mașinile mici, există doar propulsoare pe benzină care vin ajutate de un motor electric. În cazul de față avem o a patra generație de hibrid și este pentru prima dată când cea mai vândută mașină din lume, Toyota Corolla, are o asemenea dotare. Este a patra generație a motorului hibrid și este o combinație între un motor simplu aspirat de 1.8 cu 122 de cai putere. Diferența, spre exemplu, dacă ar fi benzinar, ar fi 1.6 cu 130 de cai putere. Și mai avem încă un motor electric de 53 de kW. Împreună, cele două motoare au un cuplu de 300 Nm. Ar putea părea prea puțin pentru cine vine din zona diesel, adică ce simți la volan? Faptul că dacă ești obișnuit cu un cuplu mare la o turație joasă, așa cum se întâmplă la motoarele diesel, atunci s-ar putea să ai alte așteptări. Dar pentru cine vine din zona benzinarelor cu cilindree mică, cred că nu e nicio problemă. Și apropo de fiabilitate, ce îmi place la Toyota este că nu s-a compactat motorul, nu s-a renunțat la vreun injector sau s-a făcut altă inginerie pentru a avea un motor mai mic și nu se știe cât de fiabil. Oricum, dacă stai să compari mașina cu concurenții săi, o să iasă destul de prost, pentru că la celelalte mărci concurente există inclusiv motoare de 1 litru. Toate performanțele sunt mai bune acolo, mai puțin consumul. Această mașină are posibilitatea să scoată un consum de 3,4 litri de benzină la 100 de kilometri. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este mai mult decât ok pentru cineva care utilizează mașina zilnic, deci ai putea spune că faci o navetă. Apropo de naveta ta zilnică, mai ales dacă ești în zona orașului, uite, am încetinit și dintr-o dată mie mi-a apărut semnul de EV, deci este self-charging, se încarcă singură, mă duc în modul electric. Pentru aproape 50% din traseul meu zilnic atunci când fac o navetă care cuprinde, să spunem, și oraș, ar putea merge în modul electric. Și uite, rulez în continuare în modul electric, ceea ce este super ok. O să mă întrebați de ce Toyota nu crede în viitorul electric 100% al mașinilor. Crede însă într-o anumită măsură, în măsura în care mașinile se încarcă singure, adică sunt self-charging. Adică nu e nevoie de priză pentru a-ți încărca mașina. Se merge în continuare pe această asociere a celor două tipuri de motoare și dacă le-a ieșit până acum, nu văd de ce nu le-ar ieși de aici înainte. Toyota Corolla, așadar, în varianta sa sedan, pentru că avem și hatchback și avem și varianta break sau touring, se prezintă așa. Pleacă binișor de pe loc, am posibilitatea de a merge full electric, cum am ridicat piciorul de pe accelerație, cum turometrul motorului pe benzină s-a dus la 0 rotații pe minut. Deci lucrurile sunt clare. Pot să rulez electric și la viteze ceva mai mari, iar autonomia o să-mi crească cu siguranță utilizând această opțiune. Mai ales că pe zona asta a schimbătorului de viteză, la manetă, mai am o treaptă la cutie, treapta B, cea care este însărcinată să recupereze și mai multă energie la frânare. Deci în momentul în care am ridicat piciorul de pe accelerație, mașina va frâna ceva mai tare decât ar fi în D. Și acest lucru încarcă bateriile, ceea ce înseamnă mai mulți kilometri de deplasare. Dar uite, și acum am 3,7 litri la 100 de kilometri, ceea ce mi se pare super. Ok, sunt eco cu această mașină și e foarte bine că se întâmplă așa. Acum mă ajută motorul termic să ajung la un 90 de km pe oră. Asta va fi viteza mea de coasting și gata, sunt din nou electric. Deci mă duc și la viteze mari, până la 100 de km pe oră. Sunt într-o zonă de limitare la 90, așa că nu o să risc, nu o să încerc ceva mai mult. Sunt porțiuni pe care motorul termic, cum e și acum, dacă am ridicat piciorul de pe accelerație, se oprește. Mă duc în variantă full electric și nu-mi pierd foarte tare din energie. Dacă, de exemplu, în acest moment vreau să cresc din nou ritmul, o să se pornească treaba asta din nou. Adică motorul pe benzină mă va ajuta. Ce e interesant la mașina asta este că are o garanție de 6 ani și 200.000 de kilometri, însă poți să o prelungești an de an până la 9 ani sau 240.000 de kilometri. Am tot întrebat care este situația cu bateriile. Aceasta au o viață garantată de 5 ani de zile și apoi până la 10 ani, când în mod normal ar trebui înlocuite, se face o verificare anuală. Deci, din acest punct de vedere, suntem acoperiți. Cine are un model Toyota, indiferent din ce generație, pentru că, apropo, Corolla se fabrică din noiembrie 1966, cred că poate să vorbească despre fiabilitate fără nicio problemă și în același timp poate să spună că a făcut mulți, chiar foarte mulți kilometri. Cea mai vândută mașină din lume. Nu știu câte zeci de milioane, că nu am verificat, dar cert este că e greu de urmărit. Spre exemplu, că avem pe mână cea de-a 12-a generație a mașinii. De ce? Pentru că pe piețe din Asia sau Australia, de exemplu, s-au construit diferite versiuni sau mașinile au diferite înfățișări care nu sunt atât de comune sau nu au avut acces deloc pe piețele din Europa. Oricum, atunci când conduci o Toyota Hybrid, simți că ești ceva mai prieten cu mediul înconjurător, factorul poluant este serios diminuat și pe treaba asta s-au dus constructorii mașinii încă de la început. Preț: 17.700 de euro cu TVA inclus intrarea, Însă pentru a avea o mașină dotată cam la nivelul pe care îl avem astăzi, cred că mai trebuie să pui 4, poate chiar 5.000 de euro în plus, așa că mergem spre 22.000 de euro. Mult, ar spune unii care au fost obișnuiți să-și cumpere modele Toyota la 14, 15, poate 16.000 de euro. Dar și mașina e altceva, iar îmbunătățirile se simt. O mașină hibrid este probabil o variantă foarte bună pentru ceea ce înseamnă infrastructura de la noi. Bine, cei de la Toyota nu la asta s-au gândit, că noi, de exemplu, în România abia acum avem inaugurări timide ale unor stații de încărcare electrice tip plug-in, adică cu priză. Dar, într-adevăr, imaginează-ți că ai nevoie să-ți reconfigurezi orice traseu cu o mașină electrică dacă străbați distanțe lungi, în funcție de zona amplasării acestor stații de încărcare, să mai pui câte un 40 de minute, respectiv o oră, pentru a fi încărcată bateria cel puțin la 80% și pentru a-ți putea continua parcursul, unde mai pui că s-ar putea ca în anumite condiții vitrege de drum, inclusiv meteorologice aici, sau anumite blocaje, autonomia mașinii tale să scadă foarte, foarte tare. Aici nu mai e cazul, pentru că dacă ai făcut plinul de benzină și ești foarte atent la modul în care apeși pedala de accelerație, vei câștiga o autonomie foarte prietenoasă, adică suficientă cât să traversezi țara de la un capăt la altul. Hai să dăm perspectiva în mers a panoului de bord. Am ridicat pedala de pe accelerație, turometrul s-a dus la 0. Urc o pantă, apăs din nou accelerația, pornește motorul termic, uitați-vă și voi, la media de 3,8 litri la 100 de km. Poate să coboare conform manualului la 3,4. Și noi știm că întotdeauna suntem departe de adevăr, însă acesta este probabil modelul hibrid de la Toyota care se apropie cel mai tare de cifrele oficiale. Electric. Așa a apărut EV acolo. Este semnalul clar că funcționăm pe stilul electric. Acesta este volanul cu toate comenzile sale. Da, și acesta este un prim ecran, cel de 7 inch, unde avem toate indicatoarele. Acum mașina este pornită și se poate pleca la drum. Adică doar am apăsat pedala de frână, m-am dus în drive și o să observați că plec de pe loc. Uite, am plecat, sunt în mișcare. Electric, da? Fără ca motorul termic să pornească. Și acum o să o dau în reverse pentru a ajunge din nou pe locul meu de parcare. Foarte interesant. Că suntem în stilul electric al mașinii, ne o spune acel EV de la bord. Vedem modul eco în care noi am rulat și faptul că suntem ready. Cifra foarte importantă, media călătoriei 3,9 litri la 100 de kilometri, iar dincoace ceasuri referitoare la temperatura lichidului de răcire și autonomie sau nivelul combustibilului. Aici avem un sistem tactil 8 inch. Este Toyota de generația a doua, Toyota Touch de generația a doua și vedeți cam care este dispunerea lucrurilor importante în această mașină. În față avem motorul clasic, undeva aici după puntea față avem motorul electric, iar bateria este chiar în spate de tot. Da? Deci după puntea spate. Acolo este bateria care în acest moment, din ce observ, este undeva la jumătate. Haideți să vedem informațiile de călătorie. 26 de km viteză medie după pornire, cam o oră și 3 minute, autonomie 576 de kilometri. Să vedem ce a mai consumat din punct de vedere al energiei. Cam asta. Bun, când dăm pe home avem lista posturilor radio, avem uite, un ultim consum și autonomie calculată. Aici putem să ne selectăm telefonul care poate fi legat la mașină. Deși s-a reconfigurat partea asta din fața mașinii, totuși, prin poziționarea aceasta a scaunelor am senzația că nu e atât de mult spațiu, dar asta depinde. O să mă duc și în zona de spate. Aș vrea să surprind faptul că aici, pe zona centrală, dincolo de spațiul acesta de depozitare pentru sticla de apă sau cutia de suc, respectiv energizant, am o cotieră cu USB 2.1 A și 12 V, o priză clasică, da, pentru mașină. Deci am toate la îndemână și văd că au fost și scaunele în așa fel calculate încât să am o poziție ceva mai joasă și tabloul de bord a fost un pic îngustat pentru a avea o perspectivă mult mai bună și pentru a putea vedea mult mai bine în față. Hai să începem povestea despre exterior chiar de aici, din partea din față, unde mașina față de generația precedentă dă impresia că e mai lată. Și nu doar că dă impresia, chiar așa și este. Mașina e mai lată, iar farurile pe care le vedeți în varianta lor de zi în acest moment, dotate cu tehnologie LED, nu fac altceva decât să sublinieze prin forma lor, dar și prin acest design al părții frontale, faptul că mașina a câștigat în lățime. Te-ai aștepta ca pentru a face loc bateriilor, de exemplu, să ai o mașină ceva mai înaltă, dar nu. Mașina e ceva mai coborâtă față de modelul precedent, deci avem o mașină mai coborâtă și mai lată. Ce poți să vezi dacă te uiți din această parte este că zona din față a mașinii pare ceva mai mare față de zona din spate, adică e oarecum o supradimensionare aici în această zonă, dar până să ajungem acolo, hai să spunem că e un design destul de interesant în zona din față, cu câteva linii cromate și cu niște faruri cu o tehnologie specială. Aici avem și zona în care se întâmplă să fie semnul Toyota cu albastru, ceea ce ne indică faptul concret că avem un model hibrid. În rest, nu e foarte multă priză de aer, știi, în zona frontală a mașinii, mai degrabă aici jos decât în zona mediană, cum te-ai fi așteptat. Avem un design destul de interesant și niște linii care converg înspre semnul Toyota, dinspre capotă. Cam asta poți să spui despre o mașină care, apropo de zona frontală, este așa creionată, așa desenată, încât să fie oarecum atentă la tot ceea ce se întâmplă în jur. Pentru că există și variante pe care vine echipată o tehnologie Toyota Safety Sense, adică are un simț al siguranței. Ce trebuie să înțelegi este că poate detecta pietoni pe timp de noapte sau chiar bicicliști. În plus, își poate adapta faza lungă sau scurtă în funcție de nevoile care există în trafic la momentul respectiv, fără a-i orbi pe cei din față. Și dacă am văzut în acest design partea de cornering sau farurile de ceață, hai să trecem la zona laterală. Am venit pe lateral, unde observăm că se continuă chiar foarte interesant blocul optic. Îți dă senzația că e funcțional și de aici, dar este doar un ornament metalic. E foarte prelungită și bara față, încât ai putea spune că ai o aripă laterală formată din două bucăți, dar aici e material compozit, aici este unul metalic. N-au ales cauciucuri premium, în schimb avem jantele de aliaj pe 16 și, evident, logo-ul hibrid, ceea ce mi se pare că nu trebuia să lipsească absolut deloc. Așa au poziționat oglinda retrovizoare cu semnalizatorul. Este și pentru vizibilitate creat acest gemuleț, da? În zona ușii din față. Așa arată pe lateral mașina, cu o aerodinamică bună și spuneam, spatele pare să fie ceva mai scurt decât fața, dar Da, nu e o problemă în acest sens. Și în spate avem iluminare cu nouă tehnologie, Corolla, hibrid și un pachet cromatic care se regăsește la baza blocurilor optice, dar și pe zona mediană a părții spate. Și aici avem camera, iar aici undeva butonul care ne va deschide portbagajul. Avem vreo 300 și ceva de litri, producătorul spune că putem ajunge chiar la 472 de litri și ăsta este din nou un atu. Da, observați, în cap câteva bagaje, fără probleme aici. O să închidem manual mașina și mai trebuie să spunem faptul că prin punctele de sudare au reușit să facă o caroserie cu 60% mai rigidă. Asta nu înseamnă că mașina nu merge lent, din contră, răspunde chiar foarte bine tuturor comenzilor. Și apropo de suspensie, Toyota se mai laudă cu un double wishbone undeva în zona asta de spate, care practic suspensie e folosită mai degrabă la modelele premium. Dacă sunteți curioși să aflați cum arată mașina pe interior, vă invit să veniți cu mine la bord chiar acum. Intrăm la interior, vă arăt fața de ușă cu comenzile pentru geamuri, da, și pentru oglinzi. Covorașele sunt și ele personalizate, Corolla hibrid. Avem două butoane, unul pentru deschiderea portbagajului de aici din interior și unul pentru accesul la zona de combustibil. Scaunele par destul de ergonomice, au așa o tentă sportivă, ai putea spune, din ceea ce văd ca desen. Acestea sunt cu material textil, dar există și varianta cu pielea sintetică. Este de altfel un lucru pe care cei de la Toyota l-au schimbat, au renunțat la plasticele moi și au venit cu o piele sintetică cusută în anumite zone. Aici s-a mers pe cromul satinat, da, și pe senzația de black piano. Dar în rest, să știți că există un albastru ambiental foarte, foarte potrivit. Hai să vedem și locurile din spate. Pare mult mai mult loc aici, sincer, deci e o distanță ok, înseamnă că scaunele sunt într-adevăr date un pic mai în față. Nu poți să spui despre această mașină că are performanțe sportive. La motorizarea aceasta 1.8 hibrid, când combinăm motorul termic cu cel electric, avem 122 de cai putere și putem spune că motorul de 53 de kW ne ajută mai ales atunci când rulăm în modul eco. E clar că unii ar vrea un upgrade și chiar există, s-a dezvoltat și motorul de 2 litri, însă pentru aceasta trebuie să știi că există o diferență destul de clară. Mașina ajunge la 100 de km pe oră cu plecare de pe loc în aproximativ 11 secunde. Dacă optezi pentru motorizarea de 2 litri, poți să ajungi cam cu 3 secunde mai repede, deci este 10,9 mai corect pentru această echipare și pentru echiparea de 2 litri este 7,9 secunde de la 0 la 100 de km pe oră. Dar acolo se schimbă un pic și treaba de consum. Până la urmă, nu-ți cumperi o astfel de mașină pentru a fi sportiv, ci pentru a fi econom. Sunt un fan al mașinilor de când mă știu. Nu aș spune nu unei mașini cu motor termic, cu o capacitate mare, foarte puternică, tunată. Nu spun nu niciunei mașini electrice. Doar că asta ar pune un pic de presiune pe mine, pentru că trebuie să gândesc metoda în care o încarc, cel puțin pe perioada în care staționez. Să am acasă, la birou sau în diferite alte locuri posibilitatea de a o încărca. Însă mașina hibrid combină ambele lucruri, nu o să aibă aceeași putere ca și una cu o cilindree mare, dar va avea alte lucruri care te vor încânta În speță discutăm aici despre faptul că este mai puțin consumatoare, mai puțin poluantă, mai apropiată de ceea ce trebuie să fie o mașină, și anume nu un pericol pentru mediul înconjurător. Da, recomand hibridul, cu atât mai mult cu cât am văzut că și constructorii de mașini din Europa au mers înspre variantele premium pe această opțiune, chiar dacă, într-adevăr, s-a făcut un salt accelerat în ultima perioadă înspre modelele electrice. Consider că hibridul ar fi o variantă bună pentru mine și, de ce nu, dacă e o mașină fiabilă care nu are foarte multe întoarceri în service, pentru că asta ne costă pe toți și ne doare pe toți la buzunare, atunci, clar, e o recomandare. Cam asta am avut de spus despre mașina care se conduce frumos, se conduce plăcut, se conduce într-un mod silențios. Ai întotdeauna senzația că Toyota e o mașină care nu te va lăsa, e o mașină pe care te poți baza și, uite, chiar mă gândesc că, dincolo de experiențele cu SUV-urile care m-au fascinat de la Toyota, cel puțin Land Cruiser, ar putea fi asta o variantă de daily driver. Dacă îți schimbi mașina, ai putea să iei în considerare un model hibrid. De ce nu? Acesta a fost materialul de astăzi cu noua Toyota Corolla în varianta sa sedan și hibrid, foarte important. Fiți mai prieteni cu mediul înconjurător și fiți atenți și la bugetul pe care îl investiți în combustibil. Mulțumesc tare mult că m-ați urmărit, sper să fi fost de folos toate aceste materiale. Nu uitați că ne întâlnim cu episoade noi în fiecare miercuri și sâmbătă aici pe canalul meu de YouTube. Și dacă vrei să vezi story-uri pe care le postez cu mașinile care urmează să fie prezentate, nu uita să intri pe Instagram, Mihai_Dacin, dai un follow și vezi tot. Mulțumesc tare mult! Ne vedem data viitoare cu o altă mașină interesantă, pentru că eu caut o astfel de mașină în fiecare săptămână, cel puțin o dată.